Drumul Botoșani Iași este o arteră rutieră vitală pentru botoșeneni. Zilnic, către municipiul Iași, pleacă botoșeneni care au nevoie de aeroport, de spitale, de universități sau depozite comerciale. Dincolo de binecunoscutul drum Botoșan-Târgu Frumos-Iași, există o variantă care scurtează distanța către fosta capitală a Moldovei cu 20 de kilometri. O adevărată mană cerească, mai ales pentru pacienții care trebuie să ajungă repede la Iași, dar și pentru oamenii de afaceri. Este vorba despre drumul drumul județean Prăjeni Plugari, la limita cu județul Iași. Ieșenii au reabilitat drumul care le tranzitează județul până la intrarea în municipiu. Botoșenenii au încercat și ei să reabiliteze porțiunea de legătură cu județul Iași și cu drumul proaspăt reabilitat. A ieșit doar o odă a neputinței și a bătăii de joc. Sau, mai precis, 15 km plin cu gropi pe care s-a cheltuit o căruță de bani. Dar am mai reabilitat drumul respectiv, drumul județean care face legătura cu către Iași prin plugari. În contextul în care Iași și-a modernizat super drumul al nostru, pare că după bombardament. Peisajul este dezolant, mai ales când ne apropiem de limita cu județul Iași. Drumul din județul vecin arată impecabil, în timp ce la Botoșani se vede un adevărat infern plin cu gropi. Aici ne aflăm, de fapt, la limita dintre civilizație, adică către județul Iași, și primitivism, adică partea botoșaneană. Și de ce? Fiindcă autoritățile din Iași tocmai au reabilitat această porțiune de drum către municipiul Iași și care arată, de fapt, ca în palmă. În schimb, în județul Botoșani, drumul, cârpit de câteva ori, arată ca după război. Șoferii care se încumetă să meargă pe această porțiune de drum, majoritatea de nevoie, își blesteamă zilele și dau vina pe bătaie de joc autorităților. Foarte rău, foarte rău porțiunea asta aici, așa aia, aici așa aia, e stricat. E... Ce înseamnă pentru un șofer? Pentru un șofer, mașină stricată și bani cheltuiți și nervi. Asta înseamnă. Drumul ăsta e foarte rău, un e bun spre ea. Distrugi, mașina, o destrugi pivoți, planetare, toate. Și plătește tot. Șoferul cine să plătească, proprietarul. Ăștia cu drumul nu-i interesează. Ca în România, nimic nou. Ce înseamnă pentru mașină? Crimă și pedeapsă. Cred că e cel mai potrivit. Și vinovații? Ei se știu, dar nu se recunosc. M Am înțeles. Și de plătit rămâne? Păi prostia, prostia plătește. Ne-am obișnuit. Drumul județean pe exemplu, plugare a fost reabilitat în anul 2013. Autoritățile de la acea vreme promiteau o asfaltare revoluționară prin reciclare. A ieșit într-adevăr ceva revoluționar. Drumul pentru care s-au cheltuit aproape 8 milioane de lei s-a umplut în cel mai scurt timp de gropi. Mai mult decât atât, Curtea de Conturi a blocat plata banilor către firma de asfaltări. Consiliul județean s-a trezit dat în judecată iar până la stingerea litigiului, drumul va rămâne o adevărată împărăție a gropilor, care se deteriorează de la o lună la alta.